Abzețerul are o lungime de 143 de metri, înălțimea de 21 de metri și o greutate de 1150 de tone. Gigantul este folosit la depunerea de steril în haldă și s-a procedat la transportarea acestuia din halda interioară în halda exterioară. Pentru traversarea drumului județean 673A din Mătăsari a fost nevoie de blocarea tronsonului pe o perioadă de 2 ore. Polițiștii din Mătăsari au acționat pentru fluidizarea traficului și prevenirea oricăror evenimente negative, având în vedere faptul că începând cu orele 11, drumul județean 673A a fost tranzitat de mai multe utilaje agabaritice aparținând carierelor miniere din zona. Pe parcursul intervenției nu au fost înregistrate evenimente negative, circulația fiind deviată pe un drum paralel cu drumul județean închis. Procedura de transportare a mega utilajului durează câteva săptămâni, deși nu este vorba decât despre câțiva kilometri. S-a demarat pe data de 18 noiembrie și va ajunge la destinație pe 21 decembrie.